Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am dat o fugă prin câteva magazine acum după ce am ieșit de la muncă și am zis să vă arăt și vouă. Vedeți, sunt destul de multe, dar în același timp aproape nimic de mâncare și am dat o grămadă de bani. Am fost în mai multe magazine, aleatoriu, nu știu exact, Kaufland, Carrefour, Lidl, Penny, peste tot. Deci toate magazinele. Hai să vă arăt și vouă. Prima dată o să vă arăt produsele congelate, adică câteva, ca să le bag repede la congelator, să nu se strice. Am cumpărat acest mix de vegetale. Vreau să-i fac celei mici ceva de mâncare. Văd că are conopidă, broccoli, morcov și usturoi și nu știu ce este ăsta galben. Așa că o să-i fac ceva de mâncare. Am și un dovlecel depus la copt, ce să-i fac cu el. Am mai cumpărat și mixul acesta la fel cu morcov, conopidă și broccoli, tot pentru cea mică. Și un mix de legume mexicane înghețată, tot pentru cea mică și pentru noi. Am cumpărat chipsurile mele preferate, din nou n-am mai mâncat de o perioadă lungă de timp. Bine, lungă înseamnă, cred că 2 săptămâni de când n-am mai mâncat, așa că am cumpărat, nu știu când o să mănânc, v-am zis într-o seară, când o să fiu liniștită și mă uit la un film. Tot pentru un film am luat și aceste bile de brânză. Pentru tătic de bebe am luat acești biscuiți cu Susan și Mac. El mănâncă tot timpul seara ronței câte ceva. Și tot pentru el am luat acești crackers să mănânce seara. Pentru Ludmila am luat aceste mini paste pentru mâncare sau paste. Ea nu prea mănâncă bucăți mari, nu îi convine. Se face că îi vine să vomite. Am mai cumpărat pentru supe acești tăiței. Sunt foarte, foarte buni, să știți. Sunt divini. Mie îmi plac foarte mult în supe. Am mai cumpărat și aceste crutoane cu usturoi și ceapă. Mie îmi plac foarte mult, mai ales în salatele de pește. Poate o să fac odată o salată completă de pește, cum făceam eu înainte. Scuzați vocea, dar am rinofaringită și eu și cea mică și sunt terminată. Mă mai opresc din când în când, mai opresc filmarea pentru că nu pot să vorbesc prea mult. Am cumpărat și această mozzarella în apă sau un suc propriu, nu știu cum se numește. Este foarte bună, mai ales să faci o salată caprese. Pentru că vreau să fac astăzi un piure cu friptură, am luat unt și lapte. Pentru mine, laptele fără lactoză este cel mai bun pentru că am intoleranță la lactoză. Și l-am descoperit la Lidl pe acesta, așa că îl iau tot timpul, câteodată îl beau pur și simplu ca un fel de ocină, dar îl folosesc și pentru piure. Am mai cumpărat și acest pate de pui, mie îmi place de pui, mi se pare mai bun și mai sănătos și pe acesta la fel de pasăre. Este super bun, asta îl găsiți la Penny, să știți că este super, super bun. Am mai cumpărat și acest sos de paste cu busuioc. Îl, știți, eu folosesc la paste, ce să vezi. Și acest sos calabrese l-am mai avut și mi-a plăcut foarte mult în mâncare. Am mai cumpărat și un gem de căpșune. Eu ador gemul de căpșune, mai ales cu brânza cu mucegai. Îmi place foarte mult, iar câteodată mănânc și cu... mănânc pe pâine, pur și simplu. Am mai cumpărat și această tocană de legume pe care eu o folosesc pe post de sos. Am cumpărat 3 borcane și încă...
un sos din acesta, văd care vânătă, parmezan și roșie. Tot în mâncare eu folosesc și acest sos de soia dulce, tot timpul pun sos de soia. Am mai cumpărat și două bucăți de salam fuet extra pentru am luat cu mine la job. Știți că este salamul meu preferat. Am mai cumpărat și un unt cu usturoi. Îmi place foarte, foarte mult. Bine. Am mai cumpărat două mini gemuri din acestea de căpșune pentru că le-am mai cumpărat și altă dată, dar mi-au plăcut borcănașele și vreau să mai am. Și încă unul de caise. Știi, v-am zis, îmi place gemul de căpșune. Am mai cumpărat și trei iaurturi grecești pentru Ludmila, să-i dau să mănânce. Trei pachete de bacon din acesta afumat, îmi place foarte mult, eu nu îl prăjesc, îl mănânc pur și simplu așa, cu pâine din aceasta cu măsline, cu ciabata cu măsline. Am avut noroc și le-am găsit pe ultimele două. Mi-am mai cumpărat un herring în sos de roșii. Știți că îmi place peștele în sos de roșii ori de care. Am mai cumpărat și un set din acesta de Floraris pentru nas. De ce credeți? Pentru că am rinofaringită. Deja am desfăcut și am luat două din ele. Una am lăsat-o în mașină și una o am în geanta pentru job. Am mai cumpărat pentru tătii de bebe un croissant cu cireșe. Am mai cumpărat și două pâini din acestea de la Velpitar. Sunt foarte bune. Dacă le bagi puțin în cuptorul cu microunde, nici câteva secunde, se încălzesc și sunt atât, atât de bune. Sunt foarte bune și cu unt. V-am zis că vreau să fac o friptură astăzi și am luat niște pulpe întregi de pui. Ludmilei, acum cam totul aproape este al Ludmilei, i-am cumpărat aceste snacks-uri cu măr și căpșune, din porumb cu dovleac și morcov, i-am mai luat, și cu măr semințe de floarea soarelui și morcov. Am mai cumpărat și șervețelele umede preferate. Acestea sunt de la Carrefour. Am luat 6 bucăți, 3 pe roz și cu 3 pe roz delicate și 3 din acestea cu argan. Am mai cumpărat și din acestea pentru a-i le pune în ghiozdănel la creșă, două. Și o hârtie igienică umedă pentru a-i șterge năsucul să nu îl irite. Să știți că este foarte, foarte bun. I-am mai cumpărat și 5 cutii de lapte Little Step 3. Eu îl folosesc pe acesta. Eram puțin panicată pentru că am văzut că nu-l mai găseam. Dar 5 cutii am cumpărat. Mai trebuie să-i cumpăr 3 cutii, dar nu am mai găsit. Și ultimul lucru, am cumpărat Pampers din acestea de la Lupilu. Deși nu eram mulțumită din cauza lor, că mi se par puțin cam mici, țin foarte, foarte bine peste noapte, deci nu trebuie să te mai trezești să o schimbi. Îi cumpărasem de la Benona sau Benone, nu știu, ceva de la Profi, și nu țineau peste noapte, trebuia să o schimb neapărat, că altfel dimineața era udă fleașcă. Ăstea mă ajută foarte mult să nu mă mai trezesc noaptea să o schimb, deși oricum mă trezesc să-i dau lapte de cele mai multe ori, dar măcar în cazul în care doarme toată noaptea, nu trebuie să o mai schimb. Asta a fost-o, dragii mei, dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!